Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Adu-i pe oameni la Hristos. Dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru, le va fi dat. Matei, capitolul 18, versetul 19. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul. Marcu 2, versetele de la 3 la 11. Din istoria acestui bărbat învățăm că unii oameni nu pot ajunge la Domnul Iisus pe cont propriu. Starea în care se găsesc face lucrul acesta imposibil. Să remarcăm aici 3 lucruri importante. 1. A fost nevoie de 4 oameni credincioși. Legătura frățească face minuni. Deci, caută partener de rugăciune care să stea alături de tine. Domnul Iisus a spus: dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. O a doua remarcă. Ei n-au putut fi opriți de mulțime. Mulțimea avea propria ei direcție. Unii erau curioși, alții erau critici, iar alții erau căutători sinceri. Pentru a-L aduce pe cel drag la Iisus, va trebui să depășești orice lucru și orice persoană care îți stau în cale. Și în al treilea rând, ei au desfăcut acoperișul. Bazează-te pe promisiunile lui Dumnezeu. Ridică-ți glasul în rugăciune. Desfă acoperișul dacă trebuie, dar nu te da bătut. Domnul Iisus nu i-a dezamăgit și El nu te va dezamăgi nici pe tine. E greu să ridici povara de pe altcineva, dar dacă îți respecti promisiunea, Dumnezeu și-o va ține pe-a Lui. Nu capitula în fața epuizării sau a descurajării. Nu te opri până nu-i aduci la Hristos.